O soluție pentru reducerea abandonului școlar ar fi asigurarea unei mese calde pentru elevi. De peste 5 ani există un program pilot care asigură o masă pe zi pentru elevi, fiind selectate 150 de școli la nivel național, printre care și 4 din județul nostru. Guvernul a prevăzut la începutul acestui an 67 de milioane de lei pentru ca programul Masa Caldă în școli să se desfășoare și în semestrul al doilea din anul școlar 2021-2022. Situate pe pozițiile 73, 74, 75 și 76 din 150, școlilor hunedorene le-au fost alocate sume între 197.000 de lei și 1.452.000 de lei, această cea mai mare sumă fiind alocată liceului din Deva. Și totuși, doar cei 1500 de elevi de la liceul Devean nu au primit și se pare că nici nu vor mai primi masă caldă, chiar dacă a fost asigurată finanțarea. Dacă alte primării au reușit, funcționarii Deveni nu au găsit soluții pentru proiectul încă nefuncțional, așteptând, se pare, oarește modificări legislative prin care să se țină cont la stabilirea bugetului de anul școlar, nu de cel calendaristic. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara consideră că toți elevii sunt la fel de importanți, iar orice abandon al studiilor reprezintă o pierdere. În județul Hunedoara regăsim o rată de părăsire timpurie a școlii undeva la 0,82 la nivelul județului. Mă refer la datele pe care le avem pentru anul școlar 2020-2021, deci anul școlar trecut. Însă, poate unii o să spună că cifrele sunt mici. Nu e așa. Pentru noi fiecare elev este la fel de important. Orice elev care renunță la școală pentru noi este o pierdere. În județul Hunedoara funcționează peste 200 de unități de învățământ, iar rata abandonului școlar este de sub 1%.